Da, bine. Pentru ședința extraordinară. Și dacă aveți ceva de ridicat la procesul verbal. Atunci spun la loc. Cine este pentru? Dăm cuvântul domnului primar să-mi prezinte ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția articolului 39, alineat 1 din legea dezastre publice locale, numărul 250/2001, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 28.02.2016, ora 13, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind activitatea preventivă și de intervenție desfășurată de SVSU al localității Balcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și persoanele cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2017. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu în valoare de 200 lei din bugetul local pe anul 2017 cuplurilor din Comuna Balcani care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei pentru plata contribuției lunare de întreținere pentru persoanele asistate în cadrul căminului pentru persoane vârstnice Rozov, județul Neamț. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de la Școala Gimnazială numărul 1 Balcan și Școala Gimnazială Frumoasa. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, raport privind activitatea desfășurată de asistențe personale ai persoanelor cu handicap grav în anul 2016. Și mai avem la urgență 5 proiecte. Normal, astea 4 nu merge anul, nu trebuie costelul fiecare. Nu trebuie să fie multe. Sunt multe, vorba de niște proiecte de prin PNDL 2 care trebuie dus. Noi avem acum noi prețurile și indicatorii tehnici. Trebuie dus joi la București și dacă ni se aprobă, continuăm cu proiectele. Asta e proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa, Ludaș, Schitul Frumoasa, Comuna Balcani, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare rețea de iluminat public în Comuna Balcani, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare teren de sport, sat Balcani, Comuna Balcani, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, amenajare teren de sport, sat Frumoasa, Comuna Balcani. Este vorba de asfalt, diferența de drumuri care au rămas neasfaltată din comună, modernizarea iluminatului public, toată raza comunei, e vorba de vreo 600 de lămpi, după cum a făcut inventarul, două terenuri de sport, unul în Balcani și unul în Frumoasa, și amenajare, că o să fie la aici teren de sport, două terenuri separate. Da, și încă un proiect de vedere privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. De asta o pot. Mai sunt completare, s-a actualizat. Deci, s-a aprobat în decembrie documentul de actul și acum este actualizat. O abrogăm pe aia. Vă spun atunci. Da. Și mai avem cererea domnului director de la Exclusiv TV, care o să vă citesc la diverse, sau pot să o citesc înainte că eu am o ședință la 3 martie. Da, citește. Către primăria, de asta e, dacă se aprobă. Da, pun la vot toate punctele. Da. Să pun la vot. Cine este de acord cu ordinea de zi plus punctele care le prezintă domnul primar? Thank you.
amende. Citim cererea, da? Da. Subsemnat Ungureanu Eugen, reporter acreditat la, de la televiziunea Executiv TV Unir, strada George Bacovia, 14, județul Bacău. Vă rog să-mi aprobați încheierea unui contract de prestări servicii cu Primăria Balcan, județul Bacău. Scopul acestui contract este realizarea de filmări informative cu imagini și aspecte din localitate, diverse interviuri, documentare, reportaje și ședințe de Consiliu Local care să contribuie la promovarea comunei în context regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro lunar. Vă rugăm, de asemenea, ca durata contractului să fie de minim 2 ani de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este parte a activității SC Electrostar, SRL Onești, județul Bacău, cont Trezoria Onești, RO3, nu știu, și este reprezentată de Asociat Unic Ungureanu Eugen. Menționăm că avem afișată oferta noastră și pe SIAP la prețul de 370 RON, transformați euro în RON, la care se adaugă TVA-ul. Cod CPV 921, cu schimbă Ungureanu Eugen. E vorba de filmările, de ședințele care sunt filmate și nu numai, dacă mai sunt probleme, evenimente, activități, evenimente prin comună, în aceeași bani, aceeași... Da. Când, da, la orice, da. Domnul director, vă rog, dacă aveți ceva de bun. Da, în afară de ședințele, dacă îmi permiteți, domnul președinte sau domnul secretar. În afară de ședințele Consiliului Local, voi răspunde prezent atunci când sunt evenimente care să promoveze Comuna Balcani. Fac precizare de la bun început că nu mă voi implica în jocul politic, pentru că nu este rolul nostru. Deci sunt deschis pentru orice acțiune culturală, sportivă, socială, care să promoveze comuna. Celelalte sunt alte chestiuni la care noi am dorit să nu, pentru că noi suntem canalizați doar pe promovare în tot județul Bacău. Vă mulțumesc, domnule primar. Sunteți de acord cu cererea adresată către primărie? Da. Începem discuții cu la primul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară la ADIP cu apa și canalizarea. Suntem în asociații din 2000, cât costează? 2010. Așa, asta e taxa de atunci. Tot 1000 de lei era, sau cât e 1000, parcă. 1000 de lei, da. 1000 de lei, tot 1000 rămâne. Sunt niște cheltuieli, probabil, și la DIP. Și... Da, dar de ce plătim noi taxa asta, mai exact? Taxa ce beneficii avem noi, pentru că noi nu avem nici apă, nici proiect, canal. Păi nu, se lucrează la proiectul ăsta. Adică apă și canalizare, prin CRAP. Așa. Da. Se lucrează, sunt persoane care plac eu salarii. Eu... Așa, de-aia plătim noi de 7 ani cotizația. Da. Suntem membri, da? Dacă îmi permiteți, aici, eu în general nu m-am amestecat în ședințe de Consiliu Local. Oneștiu era pe cale să piardă în jur de 20 de milioane de euro. Așa. Pentru că nu erau membri ADIP. Așa. Deci prezența dumneavoastră, sunteți chiar membri în această asociație, deci ADIP înseamnă ca și ADIP sub da. Dumneavoastră OAT-urile. Iar dacă nu sunteți și cotizație destul de modică din punctul meu de vedere, când vor veni bani pe proiecte europene, nefiind membru, nu puteți beneficia asta pe acest domeniu. Că nu știam exact pentru ce e cotizat. Eu v-am dat exemplu Oneștiu care era în pericol să pierde foarte mult. Acum, e bine cum ne luptăm noi ca Consiliul Local să obținem și noi fonduri de la... Păi nu, ideea e să noi plătim degeaba asta. Într-o asociație. Eu nu știam exact pentru ce îi plătim. Să nu ne trezim la urmă că nu e eligibilă comuna sau nu e. Nu am votat, că în proiectul cu buldozul... Nu, da, n-am avut prioritate. Așa. Da. Buldozerul a fost luat prin ei? Nu, aici cu locul avea, e altceva. Grupul de acțiune local. În gal, nu-i vorba de gal, ăsta e adică. Da, discuții. Mai sunt discuții la punctul ăsta? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri privind activitatea preventivă și de intervenții desfășurată de SVSU.
aveți, cred că ați avut nevoie să citesc, totul mai citesc, dacă ați avut ceva. Comentarii sau dacă domnul. Da, discuții la punctul 2. O completare eu așa. Domnul profesor. La punctul E, organizarea la nivelul unității de învățământ a unor simulări cu cei ce au ca scop măsuri și trebuie luate în caz de incendiu sau cu tremur. Este vorba de acele simulări care se facă pe unul la școală. S-au făcut. S-au făcut, dar nu sunt prinse în raport, nu le-am găsit. Și tot dacă se apropie bugetul, să acordăm buget acestei formațiuni, trebuie să fac roșii niște pliante. Să acționăm mai mult pe partea preventivă decât pe cea obligatorie. Și întâlniri semestriale ale membrilor serviciului de voluntariat cu elevii și cadrele didactice cu scop informativ și de prevenție. Avem un plan. Răspundeți de... Să fac parte din comisia de la școală, de asta. De asta ne-am notat. Împreună ne faceți. Da. La SVS. Da, da. Chiar și Crușa nu știu. Gratis. Basta că cineva îi solicită. Deci o să ne fim de acord ca să începem după zi și cu pompierii de la SVS-ul. Da? Și cu... Mai bine să previi decât să... Sigur. Da. Nu face parte, ceea ce voi propune nu face parte din material, însă are legătură. Aș vrea să sprijiniți școlile pentru obținerea autorizației ISU, că până în iunie trebuie să obțină fiecare instituție și știți foarte bine toate materiile, ce trebuie să conțină. Prin norocul școlilor, școala frumoasă nu are nevoie de da, a fost acum. Nu are nevoie. La ISU și mă bucur. Da. Da. Dar veniți la școala Balcani, acum să trebuie și școala Balcani, că sunt alături și școala Balcani. Nici nu mai e tu, numai grădinița frumoasă și grădinița Balcani. Sunteți un primar fericit. Nu, suntem cu toți. Dar bani tot trebuie cheltuiți pentru... Dar am vorbit deja cu un proiectant, să vină cu un consultant. Până în iunie am înțeles că era termenul pentru obținerea autorizației. Da. Acum cineva? Discuții? Supunem la vot. Cine este de acord? Cu completări. Da, da. Acolo să facă... Și-i bine zis la buget. Alea. Da, o să luăm în calcul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru 2016. E vorba de ajutorul social, cine răspunde, ce lucrări să facă. Noi le-am trecut într-un plan de acțiune aici, dacă noi mai aveți și alte probleme cu ei să lucrăm sau... Da, da, spuneți. Pe cuvântul, da. Să nu mă pic. La... Pe toată lăsat la 416, ar trebui cumva făcut tabel nominal pe fiecare sat. Să știm că, de exemplu, la Balcan, XXX îs la ajutorul social. La Ludaș, la fel, la... Unde sunt tabele? Nu, afișate undeva. Să știm exact, domnule, ăsta este la ajutorul social, vine și își plătează și face treaba la asta. Unde nu, care nu vine și nu așa, să nu beneficieze de asta. Chiar e foarte bine și nu-i mai spune nici lumea după aceea. Băi, ăla este, ăla nu este. Eu știu persoane care... Nu iese nicăieri și îți la ajutor social. Eu nu prea știu, dacă se trebuie să le spun. Păi de asta, nu. Aș vrea să... Aveam scutire medicală. Au scutire medicală. Bine, dar poți fi ca la comuna aia unde erau toți scutiți și nu făcea nimeni nicio zi. Dar acum așa cu scutirea medicală nu mai e valabilă de la doctor de familie. Trebuie de la specialist, da. Așa. Nu. La panoul de afișaj undeva unde se va... Puncte de informare, acolo punem toți. De la frumoasa sunt X. Câți oameni? 50? 10? La Balcan, la fel, pentru că ar fi excelent pentru că... Câți ori fi? Sunt destui. Nu, dar punem pe fiecare sat, că n-are rost să afișez la... Cât sunt? Da.
Asta cu ajutorul social îi... și închidem și gura lumii pentru că e cel mai bine așa. Deci toată lumea știe. Acum închidem, dar noi avem... Nu, dar e bine de pus de afișat, nu e nicio problemă. Deci. Nu-ți face ca unul de... Eu... Dar pentru 1.200.000 care ia pilonă, cât poți să lucrezi unul? Păi eu zic două. Cât un consiliu, da. Nu știu că ei 1.200.000 dau la sănătate, nu plătesc, adică nu sunt... Da, da, dar zic că ei face treaba. Eu dau la sănătate 5.000.000 și dau la sănătate. E mai bun așa, vă spun eu, știți de o scurtă completare, știți că toate persoanele care au depășit cu vârsta de 65 de ani sunt scutite și persoanele. Dar bine, dar nici n-am pretenții la Tața Floarea să vină să facă... Totuși n-aș fi de acord cu tabelul. Aș fi de acord cu altceva eu, cu altă propunere. La fiecare președinte de comisie. La fiecare președinte de comisie să se le dea câte un tabel. Haideți să facem un pic de pentru că dacă îi afișez, pe bănuiesc. Îi afișez pe un perete pe acolo, încep să iei la ceapă între ei, dar să văd acolo trecut. Nu e o rușenie. Odată ce nu-i rușenie să ducă la muncă și vine aici, nu-i rușenie nici pe tabel. Nu, dar e foarte corect și mi se pare chiar cel mai bine. Pus pe tabel. Mi se pare un... Da, domnul... Și gura lumii și poate să vă... Domnul Gunga? Da, am văzut că sunt trecute pe fiecare localitate lucrări la întreținerea podeților. Aici ar trebui admis, după cum am citit, curățați zăpadă, vopsiți, reparați, curente, îndepărtați vegetație. Da, podețele trebuie curățate în primul și în primul rând, din noroiul care nu circulă apa pe de sus și nu-i cuprins aici. Trebuie să dezghețat acum, domnul Bunca. Începem. Da. Eu știu, de asta am spus ca ăștia cu ajutorul social să aibă în vedere, pe timp de vară, să curățe podețele. Chiar m-am uitat la niște podețe și mai că nu are unde ieși apa. Altceva, noi am văzut că avem chiar meseriași în cu ajutorul social, sudori care se pricep foarte bine. Am văzut că aveți trecut aici la întreținerea băncilor și parcurilor. Aș vrea să selectați 2, 3 persoane sau 4 să ocupe numai de treaba asta. Deci ei știu, măi, mă ocup de parte la schid din parcul ăsta, trec, că nu poți să pui pe oricine la vopsit sau la sudat sau la... Aveți doi băieți care se ocupă numai pentru treaba asta, ei în 3 zile își face treaba luna asta pe un sector, luna care vine pe alt sector și sunt băieți chiar la schid care se pricep de meseria asta. Asta am făcut domnul Gânia, până acum. Avem pe curat sau gargament. Da, păi asta am văzut că e cel mai necesar. În rest pare destul de bine. Acum trebuie reparat în multe, să mai stricat și reparăm. Să punem la vot, cine este pentru? La punctul 4. La punctul 4 vă să mă scuzați. Nu este o problemă personală pe care... Da? Mă retrag un pic. La punctul ăsta nu trezim. Proiect de ore privind aprobarea numărului de aschet personal ai persoanelor de handicap grav și numărul de indemnizații pentru anul 2017. Da, n-am zis. Ea nu vota. Știi și povestea, dar nu. Nu vota. Nu vota. Nu are. Nu vota. Să spui că nu fi de interes. Da, ca să nu fi comentarii. Da. Știți, doamne. Dar nu e nicio comentarii. Discuții, ceva? Doamne, știți ceva, un caz, ceva? Nu. Pun la vot. Supunem la vot cine este pentru. Aici n-avem ce să... Proiect de hotărâre privind acolo... Ia-mă înapoi. Ia. Lasă-l cât din idei. Lasă-l cât de acum. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de fidelitate a unui premiu în valoare 200 lei din bugetul local pe anul 2017 cuplurilor din Comuna Balcan care au împlinit sau împlinesc în acest an 2017 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. După cum știți, în fiecare an, cuplurile, la anul ăsta avem cam cei mai mulți, 22. Dar de fapt, dar noi lați de bucurăm. Nu-i niciunul, da. Nu dăm câte un premiu și... La schid mulți și la Balcanic 3. La schid. Strești numai bine la schid, probabil. Da, mai acolo izvolește apa. Comentarii, dacă sunt sau... Eu am de comentat. Eu am de comentat. Când organizați
Petrecerea sub mânarea tipului este invitat. Sigur. Bine, consilierii care vor să ia parte. Nu pot bine că-ți bătrâni, mai bine. Nu contează. Toți consilierii vă președinte. Toți consilierii. Da, vă invităm, vă invităm. Toți consilierii vă președinte. Am spus toți, numai care vor să participe. Și la puterii își la opoziție. Și care nu vor să participe. Toată lumea, corect. Da. Supunem la vot, mai aveți și supunem la vot. Da. Nu m-am învățat să mă chem niciodată. Proiectul de lege privind alocarea sumei pentru plata contribuției lunare de întreținere pentru persoane asistate în cadrul căminului pentru persoane Vârșe Rozov de Tuneamț pentru anul 2007. Știți că avem un domn deci la Balcani, la căminul de vârstnici de la Rozov. Și trebuie să contribuim și noi cu diferența în care nu acoperă pensia sau... Da, e bucă, discuți. De fapt, am avut doi, dar un femeie mutată. Și taică lui Stecan? Da, taică lui Stecan. Da, fie. Da. Le-a ajuns de Petre scopre de vânt. Da, da, o sumă și nu ajuns. Da, n-ai cum să... Dar nu-i așa, cât e... 5 milioane, parcă, la puținem. 4 milioane. Nu, e vreo 4 milioane. 4 milioane. Nu, diferența, că n-are pensie. Diferența la pensie. Haideți, discuții sau... Cine este pentru? Doamne, să plecăm. Hai. Doamne, ferici. La 7 suntem. Da, privind aprobarea de contări cheltuielor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de la școala gimnazială 1 Balcan și 2 Frumoasa. 1 Frumoasa. Discuții pentru? Da, cine este pentru? Îi dai bani. Hai că ia să termin ședința. Ar trebui profesorul să abțin. Dacă mă trebuie la grama divers. Nu, cu noi nu-i luăm. Ar trebui profesorul să abțin. Toți pentru. Dar cum vin să-ți urmăresc pentru o formare? Da, da, da. Era din păsăști. 8. Proiectul reprivind alegerea președintelui ședinței. Mai rămâi 3. Eu nu mai rămân. Vreau să propun. Las mai să ieși alt. Vin cu o propunere. Da, propune. Bine, mai sunt două propuneri? Nu. Nu? Eu propun pe Găbăreanu Cornel. Dumneavoastră? E tot pe Găbăreanu Cornel. Să nu le-a dat nici obiei. Da, de acum. Da, de acum. Da, am și eu o propunere. Corect, corect. Îl propun pe domnul Germa ca să fie din partea liberală. Nu a fost până acum. Corect. O propunere, nu trebuie două. Poziția fiind așa, hai, nu lăsa pe domnul Găbăreanu. Cine este de acord cu propunerea lui domnul Sofroni pentru... Pentru domnul Găbăreanu. Domnul Găbăreanu. Nu, dar zic și eu mâna. Toată lumea. Da, dar lasă, majoritatea între ei. O zis că dă o bere de asta. O zis că dă o bere. Cât sunteți? Și el mă iubiesc că ne iasă de aici. Nu, dar trebuie să... Dar și odată, odată vă bere. Cine este pentru domnul German? Pentru domnul German. Pentru toți? Domnul German, vreți să ce facem aici? Nu, nu, lăs, hai. Nu știi că noi suntem minoritate, e deja am votat. Știți cum facem la anul, o să scoatem, facem bilețele. Și trei luni. Da, bine. Știți, nu contează. Facem la bilețele. Nu contează. Activitatea consilierilor să văd să vin în bancă, nu neapărat. Asistență socială. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali a persoanelor cu handicap grav în anul 2016. Raportul asistenților personali. L-ați citit, nu? Da. Comentarii. Discuții? Se va la raport? Nu? Cine este pentru? Asta nu se votează. Nu, nu trebuie. Raportul nu. Raportul nu. Nu-i pe ei votare. Nu l-am prezentat, că l-ați citit. Da, da. Și acum suntem la diverse. Nu, aici le-ai inclusiv. Hotărâri privind aprobarea indicată. Sunt patru proiecte, trebuie patru hotărâri. Eu am zis că sunt lipune toate, dar nu. Nu se poate, trebuie votat punct cu punct. Trebuie aprobat o anexa 3, făcut o anexa 3 care dusă la București. Dacă eu aprob Bucureștiul, continuăm proiectele. Dar spuneți concret. Ministerul Dezvoltării Regionale. Nu, spuneți fiecare proiect concret. Da, nu, dar zic că deci primul proiect. Primul proiect, modernizare drumuri locale în satele Balcani, Frumoasa Ludaș, Schitul Frumoasa, Comuna Balcani, județ Bacău. Am prins toate drumurile la Frumoasa, toate. Le spunem pe rând. E parcul, Șuriniu, cimitirul, prin cimitirul catolic, Pomărie, continuarea pe Valea Frumoasei și atât la Frumoasa, Balcani, continuarea Balcani,
Prânțeniu. Nu, a zis că acolo e extravilan în continuare. Și acum să reușim să punem întrebări. La Balcani, când strada, în continuare la bisericii, Brutăriei, iar biserica în dreapta, spre, cum îi spune, spre Dragu, Dragu, până la Pol. Da? Balcan, Ludaș, linia 1-4, intrat pe, pe la Domnul Avrami și partea aia pe la Mărean sau ce este. Principală, cum ești linia 4? La Schit, Gideon, Căsoasa, Căpățâna nu se poate, trebuie alt proiect pentru îndiguire. Nu se aprobă, nu se încadrează lățimea asfaltului. Da, căutăm alt așa. Și Gideonul până la Biserica Dilem. La este vreunul? Nu știu, n-am fost atent la Știrbăți și Căsoasa. Da, Știrbăți, Căsoasa, Gideon. Continuare la Coman. Și continuarea la Coman până în Capțan. La Rudaș, de la podul 4, intrare. Intrare și partea și, și stânga și dreapta. Așa ar fi corect. Nu, deci intrarea principală cu accese laterale. Deci se duce vreo 20 de metri. Stânga și dreapta care zici? Păi, deci e podul Paltinu. Deci da, este da. Prima, care e la Dulcescu, deci la domnul Avram și în partea cealaltă dreapta, la dreapta. Ieșim pe partea cealaltă. La Ghinea. Da, e și partea cealaltă. Da, de asta, ca să nu fie... Da, știu. Să fie toate, că și așa nu-i distanță mare. Prețul pe kilometru trebuie să se încadreze într-un preț de cost. Pentru asta nu a putut intra Căpățâna. Deci soluția era și pentru Căpățâna, dar drumul e de 2 metri și trebuie diguri mult mai scumpe decât asfaltul. Da, dar băcar și acolo trebuie măcar digurile. Într-un alt... Nu se încadrează... Deci nu se încadrează acum. Da, dar altceva. Dar să ni s-a măcar... La obiecțiune. Totul dacă ați fost pe Căsoasă și ați văzut, ca să toarne asfalt cu digurile care sunt în deci chiar ar trebui să fie prins în proiect, în momentul când toarne asfalt, să fie făcută și consolidarea la drumuri. Că dacă noi punem asfalt să zic gură, cu totul, nu toarnă până în... Păi, dar mi se pare... Noi acum nu toarnă, dar s-a turnat. Să mi s-a apropiat acum. Deci s-a turnat, de asta zic, să nu se mai facă prostiile din trecut. Deci dacă facem o treabă bună, e super ok. Nu-i prin șanță... Se betonează și moarele. Deci mi se pare corect ca întâi să facă consolidările necesare. Mi se pare corect ca întâi să facă consolidările necesare, să facem un lucru de durată. Deci ce a fost în trecut, s-a dus, noi acum discutăm în viitor. Da. Păi, da, avem inginer de șantier. Păi, dar și înainte au venit inginerii în trecut, tot inginerii de șantier. Așa au fost pe atunci. Noi, nu, da. Noi vorbim acum, trebuie să ne uităm la greșelile din trecut. Și consolidări de maluri în proiectul ăsta. Pentru că chiar vă rog să mergeți, să vă duceți, și am înțeles că ați fost la Șoric acolo, este un dig. O dus când o făcut asfalt, o dus două tuburi de ale patrate să schimbi digul. Mie mi-a spus oameni și m-am uitat, ieri mi-a făcut cruci. O turnat peste digul celălalt și acum nu se mai poate curăța pentru că e platformă jos. Deci asta a fost în trecut. Deci nu ne doare capul în trecut, e viitor. Deci o să ne uităm. Deci când vine o să ne uităm ce face. Îți bani, totuși îți bani. Dacă dă Dumnezeu să ne aprobă... Și asta o să fie bine discutat la buget. Domnul Barna? Păi, exact asta vreau să zic și eu. Mie asta mi se pare primul punct important pe ordinea de zi de azi și la anexă și nu-l putem vedea. Să fie proiectul făcut ca lumea, exact ce zicea și domnul Gălea. Deci să aibă lucrări de terasare, de pregătire, nu doar asfalt cum s-a turnat până acum și într-un an de zile l-a spălat ploaie. Că aia nu-i treabă, aia sunt bani aruncați. Înțelegeți? Proiectul e bun, e bine că vrea să se facă, dar să facă și bine. Păi asta v-am explicat până acum, că e proiect. Noi mergem pe cuvânt, nu vedem nimic. Spuneți că deci, avem proiectul, dar nu vedeți. Domnul Barna, noi nu aprobăm proiectul acum. Nu aprobăm proiectul acum, trebuie să ne aprobe aici, după aia vine și face proiectul. Pe proiectul nu o să vină, să discutăm. De solicitare. Proiectul e bun. Dacă ne aprobă bani. Și dacă ne-l aprobă, chiar vă rog frumos să consemnați acolo, este la curături, la Rățeni, la curături, la experiență. Da. Unii am văzut, este corbaie la Piet, cum îi spune, la Irini. Da. Și acolo trebuie consolidare făcută. Da, trebuie șansurile făcute. Șansurile, dar sunt două din alea care au fost la Bioanii,
ales sunt multe de făcut, o să le facem. Bine, deci recup că o să le dau. Cine este pentru cu primul punct? Am fost mă duc. Haideți să fim atenți la... Să pune la vot, da? Să pune la vot. Cine este pentru? Privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, rețea de iluminat public în Comuna Bacan, județul Bacău. Am luat toate străzile, mai puțin pe dealuri sau sunt în jur de 500-600 de lămpi. Modernizare. Acum noi schimbăm, s-au învechit toate, schimbăm becuri la o săptămână iar, să arde becuri din cauza dulei, bacă din cauza lămpii. Dacă privim un proiect de ăsta, majoritatea da. Sunt carbonizate. Deci ar veni un proiect nou? Opace. Da. Indiferent de lumina care are de pe puterea. Și este tot halogen sau steleg? Cu LED. Pe LED. Mai nou acum sunt cu LED. Bun. Și încărcare alimentare de la instalații sau cu încărcare solară? Nu. Instalații. Mă gândeam că facem și noi ceva ca la mărginea. Dar nu e... milioane. Nu fost singurul proiect pe țară. De ce când nu e un proiect? Nu-i singurul. După doi de la fratele de Mara Mureș. Tot așa a făcut. Da, dar primul ăsta a fost primul, că a fost pilot făcut la Bacău prima dată, la mărginea. Da. Da. Cine este de acord cu modernizarea iluminatului public? Da? Totul un strâmb da, unul nu, nu? Exact. Da. Deci unul da, unul nu. Proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru obiectivul de investiții, amenajare, teren, sport, sat Balcan, Comuna Balcan, județ Bacău. Ne-am gândit la terenul de sport în la școală, fotbal. Pe terenul de fotbal. La școală. Din basket, nu de fotbal. Sau ce? Din fotbal. Sau fotbal. Știu, nu. Nu-i basket, un treci după aia fotbal. Da, 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 basket. Basket. Adică, ce da școală? La frumoasă, unde? La frumoasă nu-i din. Următorul. Următorul proiect. Tu faci la școală acolo? Cum? La școală am înțeles că faci, domnii directori, azi am vorbit și vor să facă sale de sport și la Frumoasa și la Balcani. Vise. Nu-s vise. Sunt pentru un proiect, se poate face. Sunt bani acum. Să dau bani. Da, nu pot vorbi acum. Încercăm. Revine mai târziu, sunt într-o ședință. Da. Dar tot faci și la Balcani sale de sport? Facem și la Frumoasa, dar în parc. Dar la Frumoasa nu mai e nevoie, că dacă se unesc școlile, vin la Balcan. Da. Deci ăsta e pentru la Balcani? Da. La Frumoasa vine separat, da? Da. Cine este pentru... sau... terenul de sport. Proiect. E proiect? O să-mi iau unul și la Balcan, la Balcan chiar. Terenul de sport. Deci pentru Balcan, da? Da. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economici pentru obiectivul de investiții, amenajare, teren, sport, sat Frumoasa, Comuna Bacan, județul Bacău. Aici în parcul Frumoasa e terenul de sport, acolo l-am prins. Exact ca și la Balcani. Tribună. Cu tribună, vestiarii. O faceți sintetic sau faceți sintetic, îngrădit tot? Îngrădit, cu nocturnă. Nocturnă, iluminatul. Ca la fost nocturnă. Și ce, nu-i bun? Ca la Radeon, nu ca la fost. Păi la Păjurul nu a fost preșul, dar i-a zis făcută. Da. O plecat până de urmă. Am plecat cu murită, am plecat cu primarul. Cine este pentru? Pentru de pentru unde era așa școala mai? Privind modul de implementare a proiectului sistem integral de management al deșeurilor solide în Bacău. Vom să mai vorbim cu asta. Da, deci la în momentul ăsta deșeurile se duc la celula 1 în Bacău. Nu mai durează și se epuizează. Trebuie să depoziteze în celula 2, unde sunt instalații de operare. Dar la momentul ăsta nu sunt operatori, pentru că licitația este blocată, contestată. S-a înființat serviciu, a fost înființat serviciu public județean de către ADIS și ar trebui să meargă pe încredințare directă acest serviciu să opereze pe timpul perioadei de tranziție, până se rezolvă cu licitația. Ca să putem să avem un liber ce deșeuri. Poate ați văzut la știri. Sunt sub blocare. Orașul are... Cine participat? Orașul Florida. 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 Orașul Florida.
că mai pus două. Zice că cel mai bine e făcut la școală, că acolo și are utilitatea terenul de fotbal și de basket. La școală, la frumoasă. L-am prins la, acolo la, în parc. Dar ai bătut în cuie sau cum? Da. Așa? Nu are nicio utilitate pentru copii. Ăla e numai pentru oameni din sac care se joace fotbal duminică, atât. Că dacă terenul era bun la școală... Era folosit de zi, zi. Era folosit de elev la școală? De la școală poți după... N-ai când s-a ajuns. Că e exact la părjol. Durează produsul ăla. Dar de ce-i bătut în cuie? Așa am făcut. La școală e mai în spate și nu se vede acolo, în centru. Nu, dar nu, e vorba că unde are utilitate. Nu, de la școală era mai util. Copiii de la ora de sport, de la 1 martie până la 1 noiembrie, pot să facă sport afară. Nu se vede, doamne. Nu se vede din avion. Dar nu, hai că, nu, până în 2020 nu mai facem campanie electorală. Deci suntem, păi nu, dar, facem ceva bun pentru oameni. Tocmai aveți dreptate, dar... Da, nu. Dar dacă e bătut în cuie... Și mie mi se pare normal, dacă e teren de sport, să fie la școală, da. Nu e teren de sport pentru școală, e pentru tineretul din comun. Pentru toți. Da, da, era bun, dar era la școală pentru... Dar când ți-a făcut asta, noi ne-am spus. Poți să-și pensionare și face fotbal. Și la școală să mă duci, care e problema. Discuții la Balcani, la Balcani, la școală. Dacă e bătut în cui n-am. Mai sunt discuții pe tema asta? Da, da, nu. Dacă nu merge, nu merge. Da. Atisul. Sunt discuții. Nu. Pune la vot. Cine este pentru? La punctul diversă, cine se scrie la punctul diversă? Da, altcineva se mai scrie la punctul diversă? Eu. Eu vreau să fac doar o scurtă precizare. Referitor la taxe și impozite, domnul primar, vă rog frumos dacă se poate. Bun. Sunt și se poate discuta cu persoanele astea care se ocupă cu recoltare, sau cum le spun, adunare deșeurilor. Să se țină cont, spre exemplu, mă refer aici strict la toți care au societăți comerciale pe raza Comunii Balcani. Spre exemplu, analizăm cazul Gânga de la Frumoasa. Am înțeles că se ocupă cu fier, nu? Nu știu ce deșeuri ar putea să arunce, sau morile. Valerian, ce poți să arunci de la o moară? Nimic, exact. Asta cu moară am discutat. La Balcan? Și ce mare, nu știu, poate mai este. Și mai trăiești la Lugăriene de acolo. Nu, la Aldaș, nu știu, nu. Este ceva pe la Aldaș? Nu, la Lugăriene este mare, la autorizație. Da, nu are. Da, nu ai bine. Da, nu știu, sau pe la schiță. Mă refer, deci tot care nu aruncă deșeuri. Și plus că am înțeles că îi plătești acasă pe domiciliu, plătești și pe firmă. Societate. Nu căutăm să favorizăm pe nimeni, deși să fim... Da, da. Așa eu am vrut care peste 70 de ani să mai plătească, da. Dacă nu dă voie legea, taxă specială. Și am înțeles totuși că cine are mai mult de două magazine sau două puncte de lucru sau trei, rămâi la doar dacă la... Dacă în aceeași încăpere, în aceeași clădire. A, deci înseamnă că am înțeles, aici mă retrag. Da, atât am avut eu și dăm cuvântul domnul Gânga. Da, să completez referitor la asta. De exemplu, eu am discutat cu cineva în Bacău, deci e în oraș, plătește 70 de lei pe an. Cu un magazin ca cum avem noi la țară. Deci noi la țară plătim 800 de lei, iar la oraș plătește 70 de lei. 70 de lei pe lume? 70 de lei, vă aduc documentul. Pe an. Pe an, 70 de lei pe an. Și noi plătim 800 de lei pe an.
Deci totuși ar trebui, dacă nu anul ăsta, să revenim la o înțelegere cât spre multe. De vreo ca să iei la fiecare 80 și eu plătesc o grămadă de bani și nu dau gunoi. Ați făcut contract cu firma? Da, am făcut contract, da. Negociați cu ei? L-am făcut, dar negociez cu ei. Dacă îmi vin la primărie, nu, Adisul spune, Romprestul spune una, Adisul spune alta. Dumneavoastră aveți contract cu Adisul, Romprestul spune alta. Deci asta ar trebui. Cât și de cât, totuși, să fii cu picioarele pe pământ. Dacă un magazin la oraș plătește 70 de lei și vă aduc și dovada pe an, noi plătim 800 de lei. Că plătești la mâine mai mult, dar nu știu. Eu am fost la Bacău. E cu Soma, deci e vorba că e cu Soma. Noi suntem cu Romprestul. Deci totuși e prea mare pentru noi, dar poate revenim și noi cu picioarele pe pământ. În privința deșeurilor. Iar în privința la ce spus domnul primar, să știți că e bine de negociat, care aveți societăți comerciale, e bine să încercați să negociați. Eu am negociat într-un fel cu Romprestul. Și când am venit la primărie, nu are rost să spun cum ce am vorbit. Nu, domnule, eu am negociat destul de clar. E vorba de numărul de magazin. Eu știu ce am discutat cu ei. La primărie, la când vii după autorizație, îmi trebuie un contract din salubrizare. Nu contează că e cu Romprestul sau... Păi scrie legea, nu? Că e cu leu, că e 10 lei... Păi așa și da. Eu am vrut să aduc contract de la Toma de la Bacău. Și ăștia de la Romprestul, zic, domnul, că faci un contract pe domnul și nu mai avem treabă. Aduci, și nu trebuie contract. Și acum eu am rămas cu un magazin, n-am făcut contract. Mă, duci, fac cu Bacău. Deci așa mi s-a spus. Domnul, și am făcut pe două și la unul nu am. Acum trebuie să mă duc în altă parte să aduc un alt contract. Deci de asta am zis. Am fost curios dacă face altcineva contract. Da. Chiar nu știu. Dăm cuvântul lui domnul German. Știți că urmează 1 martie. Vreau să urez o primăvară frumoasă tuturor consilierilor, cu multe primărie, cu multe realizări, tuturor cetățenilor. Mulțumim. Sănătate, speranții împlinite, bucurii, liniște sufletească și tot ce-și dorește fiecare. Nici el vreau nuntă. Mulțumim. Nici o problemă, particip și la tine, că am înțeles că ai nicio problemă. Da, da? Da, mulțumim. Dăm cuvântul domnul Barna, pe diverse. Da, la diverse. Da, la diverse. Da. Eu am o completare. Eu vreau să întreb tot referitor la gunoi. De când s-a implicat Comuna Balcani în povestea asta cu gunoiul, aici mă vizează pe mine direct. Eu n-am semnat nicio hârtie, nici soția, nici maică-mea, nici nimeni. Totuși am dedat vreo 14 milioane pe gunoi, că nu l-am plătit niciodată. În baza ce mi se cer banii, dacă n-am semnat niciun contract? Păi, dar se deci, uitați, în fost și vă explică. Păi nu mi-ai explicat, a zis să vă întreb pe lumea asta. Notați, vă dau răspunsul, credința care vine, să vorbesc. Nu știu. N-am notează. Coș, n-am nimic, n-am avut nicio treabă și mi se cer vreo 14 milioane pe gunoi. E ani din urmă, probabil, dacă n-ați plătit. Da, vorbesc cu voi. Mă interesează să văd în ce bază, cum da. Și vă dau răspuns. Da, ședința care. Și să vedem cum cât se poate micșora, să intru și eu în legalitate și mai. Și măcar să-mi aduc un tomberon din ăla, naibii ceva. Mașina dacă tot am înțeles că s-au încheiat, cum s-au încheiat contractele, asta e. Noi trebuie să plătim de acum, dar chiar așa vreo 13-14 milioane. Atâta costă coșul. De câți ani? De când ai? Nu, eu n-am plătit niciodată. Păi nu, dar dacă e vorba de 13-14 milioane, asta de 2-3 ani, n-are cum să fie. N-are cum. Cu tot cu impozit, cred că. Cu impozit, taxe, nu, așa, nu, vorbesc de salubrizare. Salubrizare. Nu știu, mă interesează, vorbesc. Dar nu știu de ce Ana s-o plătit, nu știu... Poate că să ia, e cel mai rău cazul de la zile. Nu știu de ce Ana s-o salubrizare. Mă interesează, vorbesc. Nici acolo n-am avut. Nici n-a fost în țară. Bă, dar răspunsul... O precizare, tot la gunoi. Dacă domnii ăștia care nu dau gunoi deloc, cum sunt morile, sau domnul ăla cu fierul... Da. Așa, ăsta nu dă gunoi. Ăla fierul vinde,
Ăsta de la moară de la găini. La vetele, mi se pare... șterge și cu cărpile și cu... Nu e adevărat. Nu, domnul Cuvânt. Cine? La moară, la ăsta cu... A, la ăsta cu... Da. Dar la ăștia la moară ar trebui să țineți cont, pentru că chiar nu trebuie contract. Pentru... El nu face gunoi. Frații, și dacă ne... Frații, ce gunoi? Iau grăunțele contaminate și muri găinile și le-au aruncat în celălalt. Cine a zis? A, de la Romprest. A, nu, nu. Deci aici... Și nu, adică... În care bază nu le dați autorizațiile ăștia care au moară, de exemplu? Dacă eu am moară și nu-mi dați autorizații, pentru... dar eu nu fac gunoi nicăieri. Deci, măcar poate... de la 0,25. Da, dar n-aveți... Da, aici ar trebui de loc la moară pentru faptul... Nu. Este și 0,25. Dar nu pot să scad eu. Păi ei să fie. Nu. Dar atunci nu-i mai condiționați pe ăștia cu moară. Când vin la autorizații, îi dați autorizațiile ăsta cu moară. Pentru că să nu face gunoi. Deci așa ar trebui să apărea. Nu face gunoi, deci efectiv nu dă niciun nimic, nu. De exemplu, de exemplu. Da. Stau căruțele acolo. Știu la ce da, dar cap sigar și faci și gunoi. Toate ideile de bani. În grădină, adică faci un beneficiu. Deci chiar nu cred eu că strângi baliga și o punem în sacul de la Lombrie. Nu, că nu există să nu se facă gunoi la o familie sau la o firmă sau la asta, nu există să nu se facă gunoi. Degeaba asta. Nu, dar are de... Eu vă dau exemplu că exact am cu mătrea mea, că doar asta vă doare. Că nu face suficient deci, sau nu, nu face... Dar la moară nu face gunoi, dar are contract pentru acasă, pentru cu 800 lei de ani. Deci are contract acasă, acasă dăm autorizație. Păi de asta am văzut. Acasă îi dăm autorizație, i-am dat, poate. Nu e dat pentru moară, din cauza că face gunoi... Dar moara nu are acasă. Nu, da. Deci pentru... Nici cu mătrea cu tine. Dar nu-i vorba de cu mătrea, chiar da, nu, aici nu trebuie să apărăm interesurile... Domnul primar, după cum știți, asta iarna nu s-a putut intra la canton, datorită la podul ăla. Acum iar din nou s-a dus din Malvăs. Chiar ar vrea să prindem din buget lucrări din astea care le putem face noi, acolo la podul la canton. Doamne ferește, acum dacă ia foc o casă, nu poate intra mașina. Deci, din ce în ce, acolo tot se duce malul jos. Dacă dau scurt răspunsul ăsta, că ai multe... Scurt. Mi-a zis cineva de podul ăsta la Creanga, care l-a făcut Irimie. Podul ăla e pericol. Ori îl închide, ori să-l repărăm noi, dacă ne dă voie, dacă nu se pună. Că e pericol pentru nu se mai poate trece cu mașina, am înțeles că trece. La Balcan Manja. Și el nu dă voie să repare nimeni, că zice că e podul lui. Pisti, pe pământul nostru, nu? Da. Ei, trebuie luat, cum au zis oamenii care șoferi și cu bebedrică, dacă vin, eu știu, nu mă urc pe pod, podul ăla se duce jos. Deci dacă ia lui să repare el, dacă nu, să ne dea voie să-l facem noi. Că tot, sau dacă nu să-l blocheze. Podul e etarul primăriei, nu are cum să fie. Eu, e făcut de el. E făcut de el. Dar reparăm noi mari, trebuie să-l luăm. Da, dar să ne dea voie să-l facem noi. Îl facem. Și sunt vreo 10 familii care, dacă poate, prindem în buget și punțele. Aici la Bucoșeni, pe stânga, de la Balcan, cum de la Șoriglă, sunt căsele cele, nu au punte și vreo 10 familii. Eu vreau de prin ordonanța 7 am vrut să facem noi o punte. O punte, poate prindem în proiectul, în buget, să facem o punte și la oameni. Cum să fac la alții, chiar individual, putem face și o punte comună. Și în rest, cred că... Să vină bugetul și vedem ce bani sunt și atunci punem pe... pe hârtie. Făcut un proiect și... Dacă puteți să dați un răspuns scurt, cum stă situația cu islazul, oamenii m-au întrebat și eu am spus că nu. Da, exact. Când se împarte islazul pe animale? Oamenii au nevoie de parcele pentru... Cum s-a dat la scorțel? Eu sau pot spune dacă scurt. Vreți și cine m-a întrebat. Deci chiar, deci, de chiar ne trebuie. Ce sunt șepluțuieri? Nu se știe, au animale, au 20-30... Animale sunt păscut pe pășunea comunală. Bun, și cum când se dau islazurile astea? 21... Deci la, ca și subvenții, ca să ia subvenții, ca asta urmăresc. Exact, asta urmăresc. Da. E mai complicată treaba, dar trebuie făcut amenajamentul pastoral, care noi jumătate din el l-am făcut. Sunt două firme în Bacău care face, Camera Agricolă și încă o firmă. Firma i-am terminat, e Camera Agricolă. Am fost acum săptămâna trecută cu Costel, am vorbit cu domn director. O să ne aibă vizor să vină prima dată la noi. Deci în primăvară, sub nicio formă, nu cred că reușește să facă amenajament. După aia, parcelatul. Câte cereri sunt? 200 pentru fiecare vacă sau animal. Asociat, așa, trebuie parcelă. Nu poți ducă de pe parcela lui să
ducă cu vaca în parcerală. Nu e așa simplu pentru ei. Trebuie să scoatem la licitație personal aici, da. Să vorbească. Să depună cereri care să cereri. Da, dar ei să înțeleagă că au înțeles că noi le dăm primăria 10 milioane pe an ca să zi, să pască vaca pe izlazul nostru. Nu e așa. O scoatem la licitație. O să vină cu 3 pentru concesiune. Vin 3 persoane la aceeași teren. Licitații cu garanții. Da. Trebuie să plătească garanții. Nu faci vaca. Dar anul ăsta să terminăm măcar de la anul sigur. Dar noi lucrăm. Deci s-au lucrat. Iarna au oprit din amenajamentul ăsta. Și depinde de noi. Da. Și noi nici la Solonț. Da. Că ai zis că la Solonț am vorbit cu primarul. La Scorțeni. Scorțeni. Nu există. Nu există. Cu primarul am vorbit. Tot așa s-a dus cineva prin sat. Nu, da. La Solonț am vorbit eu. Are 100 de hectare. Nu s-au dat în concesiunii. Și altceva legat. Dar nu se pierde, dacă doar se pierde, că dacă nu... Dacă se face amenajamentul... Când trebuie au depuse actele? Nu este o dată fixă. Normal, până pe 21 mai, ca să fie... să nu pierde din subvenții. După aia se face să ia... penalități. Și altceva pe viitor. Îi trimit la noi. Să facem o ordine. Am venit, vin, întreabă, am explicat. Să facă, să strângă grupul în asociații. Da, 30, cea 40, mai bine. 50 de ani. Da, din ce am înțeles eu, ar vrea să facă și așa ceva, dar... Trebuie să ocupe și unul. Exact. Trebuie să ocupe nimeni. Trebuie să aibă doctor veterinar, să aibă... Și aici, care știi și mai bine informat, să mă contrazică. Spre exemplu, domnul primar spune de parcelare, da? Deci tu ai venit cu 2 vaci și cât ai? De până la 2 hectare, îți faci parcela ta. Cornel are 10 vaci, 10 hectare. Ai văzut cât e de lat calea de acces, da? Când începe fiecare, trebuie să ai cald de acces până la teren, eu dacă am după tine, parte de la comun, nu. Păi la comun cum se de la comun? În acte? În acte? În acte nu. Păi eu asta spun. Dar oamenii se pască la datorii. Noi vorbim în acte. Doamne Petrică, deci dăm la comun, să spui. Deci nu e legal. La păscut. Îți 200 de lei, de la comun. Dacă vine și prinde vaca, pierde subvenția, ștergi din urmă. E mai problemă. Nu depinde de noi. Trebuie să-i explicăm omul. Noi facem când fac alte comuni ca să fie. Până acum nu au făcut nicio comună. Și deci câte drumuri trebuie să facă până în vârful dealului? Da, da, e 200 de licele de aprobat, e 200. Și atunci ce mai pasă? Că tu, eu nu te las. Nu vreau, eu nu vreau să te las. E bucata mea să vă mori. Asta e complicat. Omul știe că dacă îi dăm izlaz, e subvenții de la sat, atât. Dar nu mai obligațiile, nu le știu. Și trebuie explicat, mai bine îți fac o asociație sau cooperativă. Toți cetățenii care s-au prezentat la primărie, eu prind partea din față. Vreau să vedeți partea de la mijloc. Am făcut eu. Am registrat cererea și în momentul când o să debocăm situația asta, o să... Asta e altă. O scot de colț, o scot la bun sfârșit, cu bine. Bine, ceva scot. Și cu prinzător. Nu, dar e necesar. Da, dar toate sunt necesare. Am văzut că pe iarnă apar oi, câte 200-300 de oi prin sat, cu magar, cu câini, nu pot trece copiii la școală. Chiar au fost pe căpăță, n-au fost poliția locală. Ar vrea pe viitor, noi, Consiliul Local și cu primarul, să punem ordine. Ai oi, le duci la marginea satului, nu la fereastră, la vecinul, să zberi oaia și capra să nu poate dormi. Că în Europa nu se țin oile cu oameni. Dar este lege prin care oi, să la 200 de metri... distanță din locul... Dar legea văd că nu se aprobă. Ați văzut și pe net comentarii? Apar stână cu oi, cu 100 de oi, în mijlocul satului, iarna. Dacă ce chestie să stea magarul în drum și cu câine, nu poți trece. Nu, dar nu e ceva de... Ați văzut pe căpățâna, deja ați avut, ați trimis poliția locală, pentru că era câine, nu putea circula copiii din cauza câți câine acolo. Și câine ciobănești, nu-ți chiar așa. Deci, pe viitor, fiecare, ai oi, să-l ții la marginea satului, nu în sat. Din partea, facem o comisie, facem o comisie. Nu, facem o comisie, că mi se pare corect eu să am o casă, să trăiesc în liniște, nu să stea vecinul cu 150 de oi, că e locul lui. Nu, mi se pare corect, nu? Sau poate mai are oile și pe râpă și toată mizeria bălegarul îmi vine mie în casă. Altă întrebare. Nu, dar de-aia trebuie rezolvată asta, că nu e. Fiecare plătește taxe și impozite. Deci pe viitor. Da. Care vreți să mai rămânim, putem să mai rămânim, vreau să-i declară închisă ședința pentru că domnul primar se grăbește.